Centrul de asistență socială de zi este o instituție socială care se subordonează Direcției Generală Asistență Socială și Protecție Familiei Cahul. Centrul prestează multe servicii specializate pe care nu le puteți întâlni în alte instituții. Logopedie, kinetoterapie, psiholog, defectolog, terapie ocupațională prestată copiilor cu dizabilități și nu numai. Capacitatea centrului este de 17 copii. La ziua de azi, în lista beneficiarilor, sunt 19 copii, dintre care, practic, 10 copii sunt în incluziune școlară, care frecventează centrul nostru numai pentru servicii specializate, care vin de 2-3 ori în săptămână. Sunt copii din instituțiile școlare și preșcolare. Toți acești copii care beneficiază de serviciile noastre, beneficiază de servicii gratis, sunt transportați de unitatea de transport din cadrul instituției. Specialiștii din cadrul centrului au studii în domeniu, studii în domeniul psihopedagogiei speciale. Avem și birouri, poate nu sunt atât de dotate, dar avem o sală de kinetoterapie care este foarte bună. Avem doi kinetoterapeuți care prestează servicii nu numai pentru copii cu dizabilități, dar și pentru copii din comunitate, din municipiu și raionul Cahul.